Bună ziua, Simona. Sunt bună ziua și bine v-am găsit la proful meu pe exerciții de matematică. Tema pentru acasă, acum am sezut plăstifică. Acasă, azi suntem în 9, a 10-a, 2018. Să justifică că eu ți-am dat tema, nu? Și nu încep cu nimic altceva, adică să văd tema. Am și promis asta. Și ala, dragilor, este foarte vesel. Se simt că el și-a făcut tema și într-adevăr așa este. Era și problema aceea să facă el să construiască acolo și probleme, nu așa? Așa. Și apoi cele 5 probleme. Exact. Super. Mă bucur mult. Mă bucur că ai început să înțelegi exact care e rostul nostru aici, rolul. Rostul întâlnirii noastre este ca să lămurim lucrurile care nu au mers acasă. Așadar, și la tema din urmă, ții minte că am cerut să faci și probele. Deci sunt făcute, dragilor, pentru fiecare, în dreptul fiecăruia, bunoare 789 egal cu 112 ori 7, așa un împărțitor, plus restul. Perfect, perfect, perfect. Uite, chiar sunt foarte încântat de faptul că tu ți-ai făcut treaba cu mult respect. Asta înseamnă respectul față de întâlnirea noastră. Deci, dragilor, și acum cu ce începem? Neînțelegeri, neclaritățile. Ce lucruri nu ți-au mers? 2 de la 5. Deci au fost aici vreo 5 probleme de făcut. Da, 5 probleme și una dintre ele. 2. 2. 2 nu știm să o facem. Acum, eu nu citesc problema, dar să spun ce mă încearcă și pe mine acum. Faptul că tu nu ai reușit să o faci, mie îmi spune așa, bă, trebuie să fiu foarte atent, că eu tu te-ai gândit acasă. Eu n-am avut timp să mă gândesc, doar acum mi-l dai, nu? O citesc la prima dată și trebuie să fiu atent. Dar încă ceva mai am. Mizez pe faptul că în discuția care o purtăm noi amândoi, va apare o idee. Chiar dacă problema a fost și bănesc că este foarte dificilă, sunt convins că noi doi o putem face. Vezi că vorbesc cu o gândire pozitivă. Adică, cum? Gândesc la reușită. Fără nu pot. Este extraordinar. Citim. Dacă unui număr natural îi se scrie la dreapta cifra 0, stop, nu am până aici. Dacă îi se scrie cifra 0, bună, 76. Dacă îi pun 0 la dreapta, cât a devenit? Adică, practic, 76 ce a fost când i-am pus un 0? De a deveni 760. De fapt, e fost un 76, ori cât? Ori 10. Foarte tare. Deci, când îi se pune un 0, înseamnă că numărul acela a fost multiplicat de 10 ori. Dacă îi se pun 2 de 0, de câte ori a fost multiplicat? De 2. 2 de 0? 20. Nu, 2 de 0? Unde găsim 2 0? La 100. Asta e. Deci dacă zic așa, 76 și îi pun 2 0, eu înțeleg că e 76 ori 100. Foarte tare. Da? Ori 100. Iar dacă zic 76 urmat de 3 0 la sfârșit, eu înțeleg că e 76 ori cât? 76 ori cât? 76 ori 1000. 1000, sigur că. Vezi? Noi am citit din probleme, doar cât am citit, o jumătate, o sfert din problemă. Dar îndată eu mi-am pus întrebarea ce înseamnă când pun un 0 la sfârșit. De fapt, numărul acela a fost... Am pus un 0, de fapt, numărul acela a fost înmulțit cu 10. Deci, când se mulțește un număr cu 10, se pune la sfârșit un singur 0. Când se mulțește cu 100, se pune la sfârșit 2 0. Cu 1000, 3 0. Asta înseamnă a mulți un număr cu 10, 100, 1000, 10.000 și mai departe. Deci dacă unui număr natural, eu am luat 76, de exemplu, îi se scrie la dreapta cifra 0, numărul obținut se adună cu numărul inițial. Numărul obținut se adună cu numărul inițial. Adică 76, cum l-am luat noi, deci 76, punând un 0, fac 760. Și plus cel inițial, 76, așa, și se obține numărul 1111. Deci egal
1100. Nu știu ce număr e asta. Este egal cu 1111. Și cred că mă întreabă care e numărul inițial. Exact. Da, nici n-am mai citit. Bă, să știi că problema nu e simplă. Numărul... Tu te-ai gândit, sigur că da. Deci numărul, care o fi acela? Care o fi acela? Ai făcut un problem. Îi punem 0. Punem 0. Și la sfârșit, și când adunăm cu el, se obține 1111. Concret, aici cât s-ar fi obținut? Aici e greșit, mă rog, pentru modelul meu. Pentru modelul meu, cât ar fi? La sfârșit, ar fi 6. Opa! Și aici e 1. Stai că asta mă trimite undeva. 3 și nu reținem. 806. Stai, faptul că e tot aici. Eu i-am pus un 76, a fost inițial dat 76. I-am pus un 0, fac 76. Am adunat cu 76 și când adună, unități cu unități. Faptul că e 0 aici, aici, 6 și cu 0, și dă 1 în problemă. Știi tu numărul acela inițial cât are la unități? 71. A, cu 1 la sfârșit. Deci, dacă aș fi fost inspirat în loc de 6 să pun 1, găseam o cifră. Foarte tare. Fie de că mi-a primit mărata. Deci, dacă aș fi fost 71, 71, puneam 0 și adunam cu 76 și ce să vezi? Cu 71, corect. Și ce să vezi? Că obțineam 1 la unități. Da? Obțineam 1 la unități. Sfântul de mine. 8. Da, dar acum 7 și cu 1 ăsta, 8, și mi-i trebuie să facă tot 1. Punem cât atunci? Atunci cât să fi fost? Cât să fi fost? 1 și cu cine să facă? 1. 1? Ua! 1 și cu cine să facă 1? Deci, e 1 sigur aici, fostul dinainte, da? 1. Și... 1 cu 0 l-am adunat. Întrebarea este la 10. Ce să pun eu? Că eu am pus 7. Dar nu-i un 7. La 10 aici cine este în mod sigur? E 1. Din cauza că am fost forțat la el la inițial să-i pun 1. Da? E 1. 1 acesta și cu cine la 10 să facă tot 1? Cât să fie aici pe locul lui? Lui 7. 1 și cu cine să facă tot 1? 0. Asta e, mă! Dar cum putem scrie 0? Stai, lasă, mai văd. Deci neapărat, 1 și cu 0 face 1. Bun. Acum, aici trebuie să fie încă o cifră, nu știu cât, încât adunat cu asta, la sute, să facă tot 1. 1 ăsta, nu, 0 ăsta care este obligatoriu, la, ce era la unități, iată, la 10 este acum, 0 și cu cine să facă 1? Și cu 1. Deci 0 și cu 1 egal 1. Mai văd o dată până aici adunarea. Deci 1 și cu 0 face 1. 1 și cu 0 face 1. De fapt este greata. 1001, 101 și adaug 0. 1010. Mai măcar, dar și văzut așa repede? Deci care să fie numărul inițial? Hai să mergem mâna ta, dacă tu ai văzut. Ți-am spus că în discuția noastră noi trebuie să găsim ideea. Tu ai zis că e 101, nu? 101. Ăsta să fie de bază. Nu. Nu? Că la dăm cu un număr. Mai pui 0 la urmă. Nu 0 la urmă. Păi da, așa am spus, 101 și pun 0 și adun cu ăsta inițial, cu 101, și să văd cât face acum. 1111. Face? 1 și cu 0, 1. 1. 1 și cu 0, 1. Și 1 ăsta aici este excelent. 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 Bă,
Acasă n-ai vrut să o faci. Ai vrut să vezi dacă pot. Mai lasă-mă... O luat alte cifre mari, l-am învârtit. Dar uite-te, mă, cum am făcut eu. Dar tu ai prins ideea? Eu am plecat și eu cu un model. Și am sesizat, când îi pun 0, unitățile de la numărul dinainte, 6 și cu 6 ăsta și cu 0, te fac 1. Și atunci am telefonat, mi-am telefonat mie și am spus, băi, fii atent, că numărul acela la care te gândești tu, trebuie neapărat la cifra unităților să facă 1. El e ca la care mă gândesc eu 1. Pentru că lui 1, dacă îi pun 0 și aduc cu ăla dinainte, apare 1 și cu 0 face 1, construcție perfectă. Și acum, următorul număr fiind la 10, 1, numai bine 0 și 1 face 1. 0 și 1 face 1. Ei, asta îmi spune că la cifra 10 ori la numărul respectiv trebuie să am 0. Da? Trebuie să am pe 0. Și am pus 0 și tu ai spus, dar nu-mi place, și ce număr ce cu 0? N-ai mai făcut un pas spune, măi, trebuie ceva. Trebuie el să fie ordinul din sutelor. Fii atent, asta și mecherie încă o dată. E foarte mare, foarte important. Deci numărul la care mă gândesc trebuie să fie de ordinul sutelor. Că numai așa, punându-i un 0, îl fac de ordinul miilor. Deci dacă numărul inițial e de ordinul sutelor, când îi mai pun un 0, l-am făcut de ordinul miilor. Când mii la sfârșit, ce număr trebuie să-mi dea? 1111, trebuie să-mi dea un număr de ordinul miilor. Și aici, ușor, înțeleg eu că trebuie să plec la un număr nu din două cifre cum am plecat eu. Nu din două cifre, din trei cifre. De ordinul sutelor. Ca să-i mai pun unul. Deci, vezi, eu n-am știut din inițială. M-am chinuit aici. N-am spus că am făcut-o din prima. Vezi? Și am spus de la început. Trebuie să analizăm, trebuie să văd. Ce lucruri importante am mai întâi? Ce înseamnă punând o zero? Înseamnă că numărul din ce era de ordinul zecilor s-a transformat în ordinul sutelor. Dacă puneam două zero, îl facem deodată de ordinul miilor. Dacă zici un singur zero și faptul că îi pun un singur zero, el trebuie să fie inițial de ordinul sutelor. Deci eu trebuie să fiu mai atent. Și spunem așa. Neapărat trebuie să plec cu un număr de trei cifre. De tipul A, B, C. Așa trebuie să spun. A, B, C, dar nu m-am prins. Și când îmi pun un zero, îl fac A, B, C, 0. Îl fac de 4 cifre. Atunci, dragilor, fiindcă rezultatul final este un număr de tipul 1, 1, 1, 1 și la mii tot 1 este, nu telefonează mie sau transmite mie că numărul la care trebuie să mă gândesc trebuie să înceapă la ordine cu la sute, cu 1, pentru că numai așa transformând în mii am 1. Deci numărul la care trebuie să pornesc este 1, la unități am sesizat tot 1, și nu mai știam ce să pun deasupra aici. Nu mai știam ce să pun. 0 la final. Deci 0 la final după ce multiplic. Ei, aici trebuie să înțeleg că după cum joacă aici cifrele astea, nu pot să spun decât 0 sau 1. Da. Și încep cu 0, iată cum încep discuția. Și atunci numărul la care mă gândesc este 101. Da. Și punându-i 0 fac 1010. Plus numărul inițial, 101, îmi dă, în final, 1111. Terminat exercițiul. Dar știi când? Când am muncit un pic. Nu deodată. Nu deodată. Deci, întâi și, inițial am plecat și eu cu două cifre. Două cifre am făcut ordinul sutelor. N-a fost suficient ca să ajung la ordinul miilor. Și atunci trebuia să fiu mai atent, trebuie să plec la nivelul sutelor, un număr din trei cifre. Și faptul că îmi pune un zero, îl fac de ordinul miilor, dar câte mii îmi spune aici? Una. Și atunci înseamnă că cifra de început a numărului este 1. La sute, 1. La unități este 1, că am văzut noi că aici am controlat.
Nu? Având aici, la, după ce am pus 0, cifra 0, 0 și cu cine se facă 1? 0 și cu 1. Deci controlez repede că și la sute și la unități, și la sute și la unități, e 1 și 1. Și mai rămânea problema să văd la cifra 0, 10. Dar acum am pus un 0, apare acum 0 ăsta. Cine? 1 și cu cine se facă 1? 1 și cu 1. 1 și cu 0, pardon. Și atunci înseamnă că numărul inițial este 101. Mai vreau o dată. Îmi place un problemă, vezi? Îmi place problema și de ce mai insist? Mai ai tu alta? Ai pregătit alta? Nu, nu, nu. Ai o alta. E foarte bine că ai o alta. Uite cum suntem noi. Oh, ce bine mă simt. Foarte bine mă simt când te văd că ai întrebări. Acum, îți dai tu seama cum a plecat autorul? Cum a fost el în jocul ăsta? La două numere. La întâmplare, crezi tu? Nu. Cum s-a jucat el? Cum, eu vreau să pătrund acolo în mintea lui și să văd, măi șmecheri, cu ce ai plecat tu? Care a fost ideea ta? Vezi, el a jucat 1-1-1. 1-1 ca să ne telefoneze ce ne-a telefonat. Cifra unităților este 1, iată după ce pus 0 ori. Și cifra sutelor tot 1 este, că numai așa ajung la ordinul minilor cu 1 aici. Deci două, foarte rapid, a fost drăguț cu noi. Nu a luat așa niște numere, l-am întrebat, vedeau în jurul. Că dacă lua așa, cum am luat, zicem, 735, iau și eu la mână, punând un 0, fac atâta, plus numărul inițial, plus 735, ne dă, facem la mânare, 5, 3 și cu 5, 8, ce am avea acum? 0. 7 și cu 3, 10 și 8. Dacă el se gândea la numărul 735 și spunea, m-am gândit la un număr, îi pune de 0 la sfârșit și cu numărul inițial fac 1085, să ne dăm noi seama la ce număr s-au gândit este mai dificil, dar totuși merge. Pentru că ne putem gândi așa. 0 după ce a pus cu cine să facă 5 la sfârșit? Cu cifra unităților 5. Iată cum pune problema și noi. Pe urmă, la ordinul miilor. La ordinul miilor trebuie să ajung la 1000. Ori am avut înainte un 7 și a mai venit cineva de a făcut 8, ori a fost de la bun început 8. Dacă a fost la bun început 8, deci la 1000 gândim acum, 8, atunci punând 8 la cifra sutelor, că așa am zis, nu? Punând 8 la sutelor cifrelor, și cu cine să adunăm să facă tot 8? 8 și cu 1 cel mult. Nu? 8 și cu 1. Deci, atenție, în condițiile în care autorul ar fi luat la întâmplare un număr, cum am luat în 735, și spunem, m-am gândit eu la un număr, îi pun 0 la sfârșit și adun cu celălalt inițial, fac atâta, descoperă tu numărul. Ne-ar fi venit mai greu, dar cred eu că și aici ne-am fi descurcat, pentru că ori cifră o avem telefonată. Cifra unităților este 5. Asta nu cabe discuții. Din cauza cui? Din cauza faptului că adunăm cu numărul respectiv care a însemnat, după ce am pus 0, cifra unităților lui a devenit acum a 10-lor. Iar faptul că dă răspunsul 5 înseamnă că el a avut cifra unităților 5. Nu? Că punându-l 0 s-a dus așa. Acum, gândind pe firul problemei și fiindcă mi-a dat 8000, 8000 vine fie din 7000, fost inițial, și la adunare acolo se facă 8, când trece peste o cifră, peste 10, fie că a fost la început 8 de la început sau a fost 7. Ei, hai să mergem cu varianta că numărul respectiv are prima cifră 8. Atunci ar fi fost 8, nu știu cât, una, spun aici, că nu știu cât se pune aici, 5, 0,
8A, 50, plus 8 A, 5. A, 5. Așa este? Și se dea la sfârșit, ca și calcul la adunare, 8, 0, 8, 5. 5-ul 5, nu-mi cabe discuții, bine. Acum, 5-ul și cu cine adunat să facă 8? 5-ul și cu cine adunat? 3, da? Că 5 și cu 8 fac 13. 5 și cu cine? Și cu 3, da? Hai să punem, să înlocuim pe A cu 3, să vedem dacă ne joacă bine. 3 și atunci 3. Și aici îl punem pe 3, da? Uh-huh. Și bine, 5 cu 3 face 8. 3-ul și cu 8-ul? Și cu 8 nu fac 0. Face 8. Și din cauza asta trebuie să modificăm. Nu cu 3, 5 cu 3 fac 8. 5 și cu cine se facă 8? Ia să vedem. 5 și cu 3. Cine se facă 3. 5 cu 3, la fac 8. Cu 3 nu a jucat. Punem A. Alt număr care se facă cu 8. La sfârșit. 5 și cu cine se facă 8? Numai 3 ar fi, nu? Ca din două cifre, din cauza că nu merge treaba, trebuie să umblăm la sute. Nu peste 8, ci dăm înapoi 7. Da? Prima cifră 7. 7 A 5 și 7 A 5. Să zicem 0 și cu 5? 5. 5 și cu cine se facă 8? Și cu 3. Și atunci au este telefonat, iată 3. 3. Și 3 și cu 7 fac 10. Și 1 acela, 7 și cu 1 fac 8 și gata problema. Da. În clipa asta, problema noastră a fost mai dificilă decât cea dinainte. Da? Dar autorul a fost mai drăguț cu noi. Că a jucat numai cifra 1 aici. Adică ne-a telefonat și pe cine? Și pe cifra unităților și pe cifra sutelor, dar nu inițial. Da? Eu aici aveam libertatea să încep chiar și cu 8. Da. Și atunci nu am mers jocul și am adus înapoi și m-am dus la 7. Da? Deci ce a fost mai dificil. Deci, dragilor, asta e la matematică. Avem starea de bine după ce facem problema, dar la debut suntem chiar stresați pentru început. Pentru că noi nu ne... Aceea care se bate. 10. Da. Ia să vedem. Vrei să o citești tu? Da. Hai să o citești tu, să încerci să... Tu ai citit-o acasă, te-ai gândit la ea un pic, trebuie să ai tu mai multe informații decât mine. Și îți spui cam cum ai încercat tu, cam ce te-ai gândit. Un turist a mers 4 ore cu trenul și 8 ore cu vaporul, parcurând în total 280 de kilometri. Alt turist a mers 6 ore cu trenul și 8 ore cu vaporul, parcurând 352 de kilometri. Fiecare mijloc de transport, deplasându-se cu aceeași viteză, aflați viteza trenului și a vaporului. Nu am înțeles-o deloc. Ai citit foarte repede. Un turist a mers 4 ore cu trenul. Așa, se scriu și eu. 4 ore. Cum se zice la ore? Cum se zice? Cum se numătează oarele? Cu 0-0. 0-4-2-0-0. Nu. Ora. Nu ora ca afișaj. Cum se numătează? Parcă cu H. Distanța cu D. Hai. Nu? Distanța cu D. Parcă cu H se notează. Cu H ora. Da? H ora, da? Deci, 4 ore cu cine? 4 ore cu cine merge? Cu trenul. Trenul, da? Pe urmă. 8 ore cu vaporul. 8 ore cu vaporul. Un turist. Un turist. Da. Parcurgând în total 280. Kilometri. Merge 280 de kilometri. Altul? Alt turist. Ionel. Alt turist. Și Viorel, da? Alt turist.
Am mers 6 ore cu trenul. 6 ore cu trenul. Mai mult. Sigur. Și 8 ore cu vapor. Și 8 ore cu vapor. Vapor. Parcurul 352 de kilometri. 352 de kilometri. Am început eu? Da. Fiecare mijloc de transport, deplasându-se cu aceeași viteză, aflați viteza trenului și a vaporului. Deci fii atent. Ce înseamnă să duc fiecare mijloc de transport, merge cu aceeași viteză? Adică o viteză egală. Adică trenul și la primul și la al doilea merge cu aceeași viteză. Să știi că merge cu 30 la oră. Vasul merge cu 30, trenul merge cu 30. Așa, deci... Nu, nu amândouă cu aceeași viteză. Trenul merge cu anumită viteză, dar aceeași viteză merge și în primul caz și în al doilea. Adică și la Ionel și la Viorel. Cu aceeași viteză. Nu, la ăsta merge cu 30 km, cu 70 de km și la ăsta cu 20 de km. Ia să-i spunea, bine, atenție. Citiți încă o dată, ca asta vreau să spun. Un turist. Un turist a mers 4 ore cu trenul și 8 ore cu vapor. Da. Parcurgând în total 280 de kilometri. Perfect. Alt turist a mers 6 ore cu trenul și 8 ore cu vapor. Corect. Parcurgând 352 de kilometri. Corect. Fiecare mijloc de transport deplasându-se cu aceeași viteză. Fiecare mijloc de transport, dar se referă la tren care merge care cu Ionel și cu Ionel, cu aceeași viteză merg. Trenul cu viteză și vaporul. De aceea sunt viteze diferite. Dar vrea să spun autorul prin asta că și Ionel și Viorel, când s-au urcat în tren, trenul merge cu aceeași viteză și pentru el și pentru Ionel, deci și pentru Viorel. Și vaporul la fel cu aceeași viteză. Numai că aici orele sunt în plus. Unde? De ce apare decalajul ăsta de 352 de kilometri? Pentru că ești cu două ore mai mult. Cine merge cu două ore mai mult? Victor. Adică, cu ce mijloc de transport? Cu trenul. Deci, în două ore în plus, el face ce diferență? Adică, la vapor este același timp, nu? Da. Cine? Deci, unde vezi tu ce putem mai afla foarte repede dacă suntem atenți? Adică, că sunt cu 72 de kilometri în plus. Așa, 72 de kilometri în plus aici, da? Da. Dar de unde provin acești 72 de kilometri? De la două ore. De la două ore mers cu? Trenul. Cu trenul. Deci două ore de mers cu trenul înseamnă 72 de kilometri. Cât faci într-o singură oră ca să vedem viteza? Într-o singură oră. 44. Păi nu. În două faci atât. 72 plus... În 72. Păi nu, în două ore faci atât, dar într-o singură oră. 72 împărțit la 2. Păi asta e, mă. Aici e raționamentul foarte. Că 72 nu era într-o singură oră, ci 72 erau în câte? În două ore. Și atunci noi împărțim pe 72 la 2. 36. Deci, raționament, am început să judecăm. Stai-mă un pic că văd eu două ore în plus cu trenul merge și câți kilometri face două ore? 72. Și atunci, pentru a vedea viteza trenului, egal cu 72 de kilometri distanța care a parcurs-o, 72 împărțit la 2, da? Și egal cu 36 de kilometri pe oră. 36 kilometri pe oră. Și am aflat viteza cui? Trenul. A trenului. Cum crezi tu cum s-a aflat viteza vaporului? Gata. Deci, mai întâi să aflăm prima relație, de aia e mult. 4 ore cu trenul. Adică în 2 ore sunt 72 de kilometri. Da. 72 ori 2. 144. Deci, în 4 ore rezultă cât? 36 ori 4 și face, mai zis tu, 72 ori 2. 244. 144 kilometri a mers cu trenul Ionel. Și acum, cum facem mai departe după ce am mers? 280-144. Ca să vedem cât îi rămâne când o mers cu vaporul. Deci 280, vedem diferența. Deci 280
kilometri minus 144 face cât aici? 6. Da. Hai, du-mă, să nu greșesc. 3. Și 1. 136 km. Da, 136 e viteza vaporului? Nu. Nu. 136 km. Da. Da. 136 împărțit la 8. 8, așa este. Ca să vedem, asta 136 km, 136 km au făcut în 8 ore. Și ca să vedem viteza, rezultă că viteza vaporului egal cu 136 împărțit la 8. Fă-mi împărțirea că nu mă descurc aici. 136 împărțit la 8. 8 în 13, 10 vine odată. Odată. Odată, 13 minus 8. 8, da. 8, nu, scriu 8. Așa. 5. 5. Îl coborâm pe 6, 56. Da. Așa. 7, intră de 7 ori. 7 ori 8, 56. 6. Nimic. Și asta reprezintă răspuns. Răspuns la problema înseamnă așa. Viteza trenului egal cu cât am găsit noi. Viteza trenului 36 km pe oră. Iar viteza vaporului egal cu 17 km pe oră. Termina problema. Spune-mi tu unde a fost miezul problemei. Care a fost finețea? De unde? Ce trebuia să sesizăm noi? Când oare a făcut 70 de ani. Asta era. Aici era. De unde apare diferența? În distanța asta. De unde apare diferența? De la faptul că s-au mers cu două ori în plus. Mă, și cât ar fi fost? A fost trăsne problema. Dacă nu erau tot, aici a fost egalitate. Dacă ar fi fost altceva aici, ar fi și mai complicat. Ar fost și mai complicat. Da, da. Pentru că ar fi același. Dragule, știi ce? Ar fost mai complicat să recunoaștem asta. Ia să o facem noi așa. Hai să o complicăm. Nu vrei? Asta facem noi aici. Deci când am făcut o problemă, nu ne-am mulțumit. Pur și simplu, acum vrem să vedem o situație în care nu tot, nu sunt egale pe asta. 6 și 3. Unde vrei să șasele? La 4. Deci, între astea două, aici trebuie să modificăm. 6 ore. Și aici 2 ore, da? 4. 6 și 4. Mă complici rău de tot. Dar mi-a primă la ta. 6, ai zis? Da, și 4. Deci, facem problema. Aici e o formulă. În 4 ore. Asta le lăsăm, da? 4 ore. Trenul. Și 6 ore cu vaporul parcurge, să lăsăm tot 280 km? Nu. Un pic mai puțin așa, ca să zici tu? 17 plus 17. Ai, nu? Tu vrei să... Foarte tare! Știi ce faci acum? Este secretul de formulare a problemelor. Ține minte ce trebuie. 17 plus 17, 34. Foarte tare! Eu nu dă răspuns, nu dă la întâmplare. El și-a modelele acum. De 17, cum am zis mai înainte, și 17 ori 3, ori 6, da, nu? Să facem 280 minus 34.